Bine v-am regăsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Oamenii din mai multe sate ale României cer apă cu disperare. Asta după ce fântânile au secat, iar forajele acolo unde se mai execută nu mai dau de apă din pânza freatică. În Dobrilești, sat cocoțat aproape de culmea unui deal de lângă Buzău, localnicii țipă de sete. Poate așa îi aud autoritățile și le aduc apă cu cisternele. La fel de mult suferă și animalele din grajduri, de pe urma cărora oamenii își asigură traiul. Bătrân și fără vedere, Nea Sandu strigă disperarea de pe prispa casei. Săteanul bolnav și singur este de câteva zile fără pic de apă în casă. Îl mai ajutau câțiva vecini cu foraj în curte, însă și pe aceștia i-a lovit rău seceta. Dacă n-ai apă, cum să zice, 3 zile poți să stai să nu mănânci, dar nu rezisti 3 zile fără apă. E dezastru că a secat domnul șef, a secat pe toate fântânile din cauza secetii. Și nu mai avem apă deloc. O altă localnică din Dobrilești a ajuns să prețuiască altfel apa, după ce s-a instalat seceta în zonă. Alexandra face parte dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii și o bunică neputincioasă, care necesită o igienă aparte. Familia ei a învățat să drămuiască fiecare picătură. Sunt 5 copii și cu noi adulții 4. Chiar e nevoie de apă. Și avem și o băbuță la pat care face pe ea și săraca trebuie să o speli mereu și aia. Cu ce spăl vasele de la ce rămâne de la vase limpezeala? Ud ardei. Tot satul se usucă și nu doar oamenii suferă de sete. Puțină apă adunată în bidoane trebuie împărțită cu păsările și animalele din grajduri, pentru că altfel mor în doar câteva zile. Porcul grohăie acolo în coteț și tot așa. Uitați caicul, stă, se aștepta. Cătunul cu 40 de suflete este la mila domnului și a pompierilor, care din când în când organizează transporturi de apă. După o săptămână de așteptare, cisterna roșie și-a făcut din nou apariția pe ulițele înguste din sat. În sfârșit vin pompieri. Da, a venit. Îi așteptați de ceva vreme. Da. Deloc ușoară misiunea. Nu, este ușoară, că e complicat să intrăm pe aici. Dacă au multe animale și astea, 2 săptămâni, depinde. Dacă mai se spală. E bună de spălat? Haine, da, vase, nu știu. Uite cum așteaptă apa. S-aude, da. E foarte bine. Sunt goale toate. De această dată, din păcate, pompierii au adus un singur transport de apă. Cei 8.000 de litri s-au epuizat foarte repede, iar cisterna a lăsat multă dezamăgire în urma sa. Nu, cum să plece la val? Nu, 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 nu. Cred că o bagă cu spatele. Da. A cobură la val, n-a mai oprit, n-au venit încă. În ultimele 3 săptămâni, pompierii au organizat mai multe transporturi de apă în mai multe localități din Buzău. Aceștia vor continua alimentarea cu apa a satelor cu probleme și în perioada următoare. Mai ales că meteorologii au anunțat o săptămână cu temperaturi extrem de ridicate.